Cerbane, să vezi ce plăcut e. Au ceasul! Vai de... Ei, ce te sperii pentru atâta lucru? N-ai logonic ceasul de car? Ba da. Atunci ce mai aștept? Ia și repară. Asta vreau să spun și eu. Ioana! Uite o rochie frumoasă! Care tincuța? Uite aia cu buline! Nu văd! Hai mai aproape ca să vedem mai bine! Hai mai repede, o pierdem! Mulțumesc! Ce ploaie! Trece repede, vă spun eu. Dar ce e aici? La Cristian, fotograf artistic. Fotograful ăsta trebuie să fie un mare artist. Mi se pare că o să ne ținem cam mult de urât. Măcar să facem cunoștință. Dinu Măgureanu. Ioana Năvodaru. Mi-a ajuns ploaia așa aici. Nu vă supărați, vă rog, împiedicați clienții să intre. Clienți? Pe potopul ăsta? Pe ploaie, pe din soare, pe orice timp din an? Clienții toți fac coadă la Maestru Cristian. Maestru Cristian vă fotografiază în barcă, avion sau automobil. Poftiți, vă rog. Haide înăuntru, n-avem încotro. Nu scăpăm. Hai, treci dumneata întâi. Și dumneata? Trebuie să fim împreună? Bineînțeles. Grup artistic. Poftiți-vă. E greu să-i ridici maestrului Cristian. Priviți, vă rog, aici. Așa. Perfect. Nu mișcați. Acum, dumneavoastră, țineți capul drept înainte și priviți la dumnealui. Dacă ne mai ține mult așa, înțepenesc de tot. Admirabil. Acum, vă rog, zâmbiți normal. Atențiune. Nu mișcați. Una. Două, trei, lăsi. Veți avea o frumoasă amintire. Da, se simte de pe acum. Minunată pereche. Sunteți soț și soție? Nu. Atunci, sunteți logodiți? V-ați cunoscut în luna mai? Prima floare? Primul zâmbet? Și dragostea a început. Dar cum de ieșit? Sunt psiholog. Mergem? Mergem. Nu vă supărați. Acontul e 50%. Mersi. La revedere, maestre. La revedere. Vineri la 5 aveți fotografiile. În 8 zile.
Și nu uitați, pe ploaie, pe linsoare, pe orice timp din an, aduceți-vă aminte de maestru Cristian. La revedere, revedere maestre! La revedere! Dragoste. Original psiholog, ce părere ai? Da, ne-am cunoscut în luna mai, ne iubim. Și suntem logodiți. Și totuși în toate astea e un pic de adevăr. Ce anume? Ne-am cunoscut azi, adică în luna mai. Adevărat. Că vin și eu, prietenii mei, la revedere. Când ne mai vedem? Când ne mai vedem? Când ne mai vedem? Dacă vreți să vă mai vedeți, nu traversați pe roșu, că poate să vă calce o mașină. Da, mulțumesc. Era... logodnica mea. Să fie cu noroc, dar altă dată fiți atent la stop. Vineri la 5. Vreau să vorbesc cu tovarășul Pertuită. E prin instituție, pe teren. Tovarășe Pertuită, în privința procurării de materiale pentru expoziție. Da, ce materiale? Sunt specificate în referat. Da, bine, bine. Tovarășu Perfuică, ne-ați promis, Perfuică. Nu, acum când urc. Uite aici, Polonia repere. Pa! Tovarășe Perfuică, tovarășe Perfuică, ne-ați lăsat așa? Tovarășe Perfuică, e foarte urgent, tot în privința expoziției. Vă rog să rezolvăm numirea șefului biroului de desenatură. Nu acum, când cobor. Când urc? Când cobor? O fi o nouă metodă de muncă. Nu știu dacă... Nu știu dacă ce? Nu știu dacă chiar modelul ăsta ar merita să fie prezentat. Vreți să vă spun eu? Aici vorbește invidia. Dar cum poți să-ți închipui una ca asta? Da, dar faptul că a fost evidențiat vă deranjează grozav. Ce prostie, Dinule. Anghelache are dreptate. Gândește-te că ne prezentăm la o mare expoziție de modele. Concurs pe țară. Și după părerea voastră, Dinu Măgureanu n-are ce căuta acolo. Dinule, dar tu poți face lucruri mult mai bune. Uite aici, modelul imprimeului nu merge cu linia rochii. E lipsit de fantezie. E chiar urât. E părerea voastră. Ăsta nu e model ca toate modelele. E un model original. Asta e, domnule, model original. 1-0. Bun ziua, iubiților. Azi am cam făcut o fiartă. Cât am întârziat? Mai nimic. Vreo 2 ceasuri. E ce să fac, dragă? Am avut o migrenă? O migrenă, dragă! Poftim, să mai întrebăm și pe altcineva, o persoană cu experiență. Doar și Matilda, ne-a dat ce părere ai de modelul ăsta?
Doamne, ce-o păgăie, dragă! Tovarășul Perfuică, mi-ați promis? Da, spune. Pe cine punem șef la desenatură? Păi la desenatură n-avem șef. Când l-ați numit? Păi nu e Grigorescu, tovarăș. Păi Grigorescu a fost transferat. Ah, da, 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 da. Și atunci? Trebuie să dăm sarcina asta cuiva. Expoziția se apropie. Cine răspunde? Propuneți. Păi dumneavoastră îi cunoașteți mai bine muncă. Da. Pe cine avem noi la desenatură? Anghelache, tovarășa Sanda, Dinu Măgureanu. Ah, da, da, Dinu Măgureanu, ăsta e la cu părul cărunt? Nu, tovarășe. Dinu Măgureanu, tânărul pe care l-ați evidențiat de curând. A, acum știu. E, atunci ce mai stăm la tocmai la tovarăș? Un element tânăr evidențiat de cel mai indicat, nu? Dinu Măgurescu. Măgureanu. Just. Măgureanu. E, te-am rezolvat operativ? Tovarășe, tovarășe Perfuică, a spus că ne se lasă. Nu acum, tovarășa Moședință, vă rog. Dinule, te încăpățânezi degeaba. Modelul o să cadă la comisia de avizare. Dacă o să puneți voi o vorbă colegială, poate. Tot vă mai certați, civicilor. Ia să văd și eu modelul. Voi, dar e magnific! Al tău e, Dinule. E de un gust, ce originalitate. Poftim. Se mai găsesc și oameni care sunt de altă părere. Dinule, s-a făcut dreptate. Ai fost numit șeful de senaturi. Serios? Da, cel mai capabil dintre noi în fruntea noastră. Sunt atât de fericită că eu sunt prima care poate să fie fericită. De unde știi, tovarășa Matilda? Chiar de la Perfuică. Am pus și eu o vorbă bună, dar tu să te faci că nu știi. Îți mulțumesc. Ah, sunt atât de fericită, atât de fericită sunt. O mare carieră ți se deschide, o mare carieră. Dacă e adevărat, tovarășa Matilda, hai să vezi, am să muncesc cum încă n-am muncit. Bravo, Dinule! Sunt fericită, fericită, fericită! Ei, la alții au să moară de invidie. Ai văzut cum se legau de model? Nu e nimic. O să se lămurească dumnealor cine a avut dreptate. Acum spune-mi sincer, ce să fac cu modelul? Să mai susțin sau nu? Vai de mine, dar se poate? Tocmai acum când e șef să bați retragere, să dai satisfacție invidioșilor? Aici ai dreptate. Și, bravo, Dinule, gândește-te, modelul e superb. Ți-o spun eu, care am condus pe vremuri case de modă, nu glumă. Vitale, nu ți se pare trist și simplist? Voi, dar ce se poate? Dar ce, noi suntem case de modă ca pe vremuri? Așa e. Gândește-te, Dinule, îți dai seama? Un asemenea model, ușor de confecționat, ieftin, lansat de expoziție, se va vinde în 10.000 de exemplare. Sute, mii, 10.000 de oameni, orașe întregi se vor îmbrăca așa. Fabrica îți va fi recunoscătoare, iar numele tău va apărea în toate gazetele. Pe cuvânt, Dinule, în toate gazetele. Violete parfumate, violete... Cât cer pe ele? Cine întreabă 10 lei, cine cumpără 8 lei? Cer cam mult. Te dorești să dai pe ele frumosul? 5 lei. Adia de frumosul. Garafe, crizantime, violete, margaritaru, garafe. Iana acțize parfumate, violete. La condiția garafe frumoase, doamna, ave frumoase garafe. Garafe, garafe, condiția... Urbane! Bună ziua! Tincuța! Îți mulțumesc! Ai să mă înveți rău! Gata și ceasul tău, Tincuța! Șerbane, ești drăguț ca întotdeauna! Mulțumesc frumos! Uite, rochia asta nu ți-ar place? Cu rochia asta aș semăna cu mireasa de la tragere la țintă. Ia stai, tu ai văzut? Vineri 16 iunie se va deschide marea expoziție de mode cu participarea tuturor fabricilor de confecție. Bravo, atunci așteaptă până la expoziție. Vai, Șerban, aș vrea o rochie să-mi facă plăcere să o port. Veselă, tinerească, elegant. Ia uite-te, Madame Crisovergea, cine a ajuns să vorbească despre eleganță? Ți se face și rău, dragă.
se era foarte mândru de realizare. Într-adevăr, automobilul a ieșit foarte bine. Și totuși, grație automobilului te-am regăsit. Eram sigur că ai să viați la 5 la fotograf. Adevărat? Chiar așa de sigur? Nu era normal să fii curioasă să vezi fotografia? Puteam să vin și altă dată. Și totuși ai venit azi. Îți mulțumesc că ai venit. Spune-mi cu ce te ocupi. Ghicește. Știu eu. Inginer? Nu. Profesor? Nu. Funcționar? Aș. Ei, nu știu, spune. Dacă o să citești gazetele, ai să afli foarte curând cine e Dinu Măgureanu. Și dumneata? Eu? Da, cu ce te ocupi? La ce bun? Citește gazetele și poate că într-o zi o să afli și despre mine. Mai doriți ceva? O cafeluță, o prăjitură, ceva fructe? Da. Ce? E minunat. Adevărat? Atunci ți-l dăruiesc. Mulțumesc, Dinule. Ei, tot nu vrei să știi ce meserie am? Nu. Nu? Nu. Ioana, am glumit destul. Ioana, de când ne-am cunoscut și până azi, în viața mea s-a petrecut ceva foarte, foarte important. Adevărat? Da. Ceva foarte important. Adică, vreau să spun, în viața mea profesională. A, nu. Te rog, nu. Să nu mai vorbim de chestiuni profesionale. Vrei? De ce? Așa. Am înțeles că ești cineva foarte important și mi-e de ajuns. Dar... Eu sunt un om obișnuit. Simplu. De ce vrei să mă simt prost? Ioana, dar... De ce ține neapărat să-ți dai importanță? La fotograf a fost așa de bine. Acolo n-am vorbit de chestiuni profesionale. Vrei să nu mai vorbim nici acum? Nici multă vreme? Bine, Ioana. Convenție verbală, valabilă o lună. Mai spune-mi o dată, te rog să-mi mai spui, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Așa cum în viață n-ai spus nimănui, te iubesc, te iubesc, te iubesc. De mult, de mult aștept să ascult cuvintele vrăjite. Mai spune-mi odată în vis să plutesc, te mii de pere și-au spus mereu, de ani și ani te iubesc. Cuvinte vechi pe care eu abia acum le întâlnesc. Mai spune-mi odată, te rog să-mi mai spui, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Așa cum în viață n-ai spus nimănui, te iubesc,
te iubesc, te iubesc. De mult, de mult aștept să ascult cuvintele vrăjite. Mai spune-mi odată, în vis să plutesc, te iubesc. De mine. Adevărat, e opera maestrului Cristian. Dar de desenul ăsta ce zici? Iii, superbă rochie! El a desenat asta? El. Trebuie să fie grozav de talentat. E pictor? Așa cred. Cum așa cred? Tu nu l-ai întrebat? Nu, fiindcă m-a supărat. A încercat să mă impresioneze prin importanța lui. Păcat că l-ai mototolit. Lasă-l aici să se preseze. Mă duc. Noapte bună, Tegița. Noapte bună. Ei! Vezi că ai să uiți lumina aprinsă. De ce? Fiindcă ai să adormi uitându-te la fotografia lui. Sanda, te felicit. Ai făcut un lucru foarte frumos. Cred însă că modelul ar merge mai bine pentru o rochie. Așa are prea mult joc de linii. Dinule, dar e o idee excelentă. Am adoptat-o. Iată și modelul meu. Totuși, Dinule, pentru expoziție n-ar fi fost mai bine să fi prezentat un model de rochie. Dar asta ce-o fi oare? Știu eu. Un moment de proastă inspirație. Inutil să ne mai întoarcem la vechile discuții. Dumneavoastră, păstrați-vă genul. În ceea ce mă privește pe mine, eu mă prezint la expoziție cu modelul ăsta. Poftim și detaliul imprimeului. Să fie trimis pentru executare la drumul nostru pe Olandină 214.
Dar comisia de avizare? Fără comisie de avizare. Și ce o să spună directorul general? Nu-i timp de pierdut. Se face totul pe răspunderea mea. Pa! Ioana, du-te la imprimerie, să vezi ce se face din Olandina noastră. Tovarășe Vinea, te rog, arată-mi și mie mostra de imprimeu. Vai, ce urât e. Ia-i doma cu modelul. Și asta urmează să se imprime pe Olandina 214? Așa cere fabrica, Victoria. Nu se poate. Pentru asta avem noi brigăzi de bună calitate? Ne străduim să dăm un material bun ca să iasă rebut de la imprimerie? Ai dreptate, dar ce e de făcut? Să refuzăm comanda sau să cerem un alt model? Știu eu, avem contract. Doar dacă cei de la Victoria renunță de bunăvoie. Am să fac raport. Dar cine a putut să facă oroarea asta? Mai spui? Mai spui? Ei, hey, nu ți-e rușine să bați o fetiță, a? Ea e mai mică decât tine. Nene, uite, a spus vorbe urte. A spus dreptomicină. De ce e urât? Nu știu. Dreptomicină, dreptomicină. Iartă-mă, am avut o ședință. Din cauza unui nepriceput, riști câteodată să strici tot ce ai făcut mai bun. Ioana, te-am prins. Alunești către chestiuni profesionale. Ai dreptate, dar prea m-am supărat. Spune tu în locul meu ce-i face. Aș o pune din răsputeri. Fii mulțumit, asta și fac. Și ai dreptate. Uite, eu sunt înconjurat de o droaie de nepricepuți. Ieri vin în birou la mine și închipuiește. Stop! Convenția! Așa e. ...317, gata! Ei, tovarășe Vinea, ai vorbit cu cei de la Victoria? Da, dar n-am făcut nimic. Ne obligă să executăm comanda. Șeful de senatorii nici nu vrea să audă. Ce încăpățânat! Ai numărul lor de telefon? Da, e pe listă. Da? În ce chestiune? Tovarășe, vă rugăm încă o dată să revizuiți modelul 5B pe Olandina 214. Credeți-mă, stricăm materialul degeaba. Iar de bună de la imprimerie. Ce mai vrea? Nu, dragă, spune că modelul e urât. Să renunțăm la el, că stricăm Olandina. Știi de ce? Nu renunțăm la nimic. Executați comanda și fiți la locul dumneavoastră. E drăcia, dracu. Tovarășe, te rog să fii cuvincios. Alo, ce-a făcut? A închis? Alo, alo! Alo! Alo, ferește! Spune-mi, sunt mulți oameni pe lumea asta care se înțeleg așa de bine ca noi? Iar imprimeria? Iar dumneata, tovarășe? Dumneata, ești pus acolo să ne fii piedică muncă? Ce piedică, tovarășe? Noi ne apărăm munca noastră, producția noastră. Noi nu înțelegem ca pentru un capriciu... Capriciu? Tovarășe, dacă nu executați comanda, vă dau în judecată. Curt! Tovarășe, nu știu cum arăți, dar îți fac portretul cu ochii închiși. Ești încrezut și înfumurat. Și dumneata o scorpie!
loc șeful biroului de senatorii. Prin expoziție la dreapta. Da, mulțumesc. Tovarășa, aș dori să vorbesc cu șeful de senatorii. Mergi. Dar... În ce chestiune? În chestiunea imprimeului 5B, primeze dumneavoastră la noi, la drumul nostru. Ai încercat un lucru? Nu. Atunci, nu te sfătuiesc să dai ochii cu șeful de senatorii. O să vedem. O să am măcar prilejul să-i spun în față ceea ce crede despre el. Da? O să fie distractiv. Ioana! Dinule! Tu aici? Dar să știi că la asta nu mă așteptam. Nici eu. Ai venit de mult? Nu, de câteva minute. Dar termin repede. Dacă n-ai treabă, plecăm împreună. Cum tu ai venit la mine? Nu. De unde era să știu? Tu lucrezi aici la Victoria? Desigur. Atunci îl cunoști pe șeful de senaturii? Pe... Dacă îl cunosc, auzi vorba. Un tip tare încăpățânat, nu-i așa? Cine? Șeful de senaturii. E și mojic pe deasupra. Găsești? Nu-l cunosc, dar mi-e antipatic de la distanță. Dar pe unde o fi umblând? Cine, frate? Șeful de senaturii. Șeful de senaturii... E aici. Nu, n-a venit încă. Și tu ai treabă cu el? Eu? Dar tu ce cauți aici? Tu mă întrebi pe mine, eu te întreb pe tine. Dinule! Nu cumva tu ești șeful de senaturii? Ba da. Moșicu și încăpățânatul. Eu sunt. Atunci tu ai trimis asta la noi, la drumul nostru? Da. Și? Iartă-mă, dinule. Dar tu nu te-ai gândit când ai comandat în primeul ăsta? Fricăm un material lucrat cu atâta grijă. Aaa, v-a să zic că tu mă complimentai la telefon. Încrezut, încăpățânat și celelalte. Mulțumesc. Ei, și eu îți mulțumesc pentru Scorpie. Dar să știi, dinule, că suntem hotărâți să luptăm până la capăt. Și nu trebuie să te gândești la comandă și ai fi nereușită. Când ești câte prizuri la mare expoziție de moduri, nu pot să duc așa pe un care este urât. Nu trebuie să faci de râs. N-a fi gândit niciodată că ești o lagă la telefon. Care am văzut și sunt un pic și nu te poți să vei. Este rău, nu ție să te gândești la comandul la care vorbeam. Nu te faci de râs, toată lumea este bine. Nu ești grijă, că tu erai la doar telefon. Ce telefon? Nu știu că tu nu știu că tu erai. Tovarășe șef Măgureanu, poftiți la tovarășul director. Un cofetar îndrăgostit. Cine a mai auzit? N-am citit în nicio carte. Cum, Șerbane? Tu nu ai spus Tincuții că ești cofetar? Până da, știi ce meserie are Tincuța? E tehnician mecanic. Ei și? Ei și. Cum ei și, domne, cum ei și? Păi ia gândește-te puțin. Tu ce faci în viață, iubita mea? Eu fac să umble motoarele. Și tu, iubitul meu, eu fac sarailii și baclavare. Merge? Nu merge. Vezi că râși tu? Dacă deocamdată i-am spus că sunt ceasornicar. Oricum, e o meserie mai bărbătească. Și te-a crezut? Cum să nu? I-am reparat și ceas. Tu? Nu, tocmai eu. Și nu mai râde, dumne, nu ești în stare să respecti un sentiment. De perechi și-au spus mereu, de ani și ani te iubesc. Cuvinte vechi pe care abia acum le-ntâlnesc. Mai spune-mi odată, te rog să-mi mai spui, te iubesc. Tu ești undeva astăzi? N-am niciun program. Pe seară o să pleacă Șerban pe la mine. Dacă vrei, mergem să ne plimbăm împreună.
Ioana, ce-i cu tine? Dinu? E un îngrezut. V-ați certat? Și n-a venit să se împace? Dar nici noi nu încercăm nimic, nu-i așa? Fiindcă și noi suntem grozavi de orgolioase. Nu-i așa? Vezi? Nu trebuia să te lași prinsă de un sentiment pentru un om pe care nu-l cunoști bine. Uite eu. Cum știu despre Șerban tot? Că e un caracter bun. Că e un ceasornicar excelent. Ai aflat că la comisia de triere a modelelor pentru expoziții, modelul dumitale a fost respins. De ce ai dat în lucru fără aprobarea comisiei de avizare? Nu mai era timp de pierdut. Dar știi că s-a confecționat pe răspunderea dumitale un prim lot de 500 de rochi. Eu am cerut. Sunt convins că din prima zi a expoziției modelul ar fi fost căutat. De. Din fericire pentru dumneata, am oprit lucrarea. Nu s-au confecționat decât 30 de asemenea modele. Ce să petrece, tovarășe Dinu? Ai greșit. De ce nu vrei să recunoști? Eu n-am ce să recunosc, tovarășe director. Răuvoitorii mi-au creat o atmosferă atât de defavorabilă. Vă rog să trimiteți cele 30 de rochi la magazin. Vă veți convinge cine a greșit. Eu sau comisia de avizare? Vă rog să le trimiteți, pe răspunderea mea. Bine. Alo, Ionel? Ascultă, Ionele, o veste bună pentru nevastă-ta. După amiază, la ora 4, se pun în vânzare la Textila niște rochițe excepționale. Or să-i placă Lenuții. Bine, vă aștept acolo la ora 4 precis. La revedere. Alo? Tovarășa Martinescu? Dinu Măgureanu, vecinul dumneavoastră. O veste bună! Azi, după amiază, la Textila, la ora 4 precis... Pe-aici, pe-aici! Iată-le, au și început să se vândă! Repede, repede! Nu, tovarășe, e prea urâtă. Chiar foarte urâtă. Aveți dreptate. Ascultă, tovarășe, așa vorbești dumneata de marfa pe care trebuie să o vinzi? Eu nu opresc pe nimeni să cumpere. Dar dacă e drept, e drept. Lenuța! Nu te supăra, Dinule. Dar modelul ăsta cred că ar merge bine pe una mai plinuță. Tovarășa Martinescu, dumneata nu provezi? Eu căutam un model mai tinere. Ăsta e tocmai ce trebuie. Merge la toate vârstele. Poftim! Priviți cum întinerești! E o rochiță simplă și cochetă. Ia minunea de pe mine! Dar n-aveți dreptate! Priviți! M-a văzut. Ascultă, Radule, șterge, lasă-mă singur. De ce? Pentru că te știu, n-ai să fii în stare să-ți ții gura și... Îmi pare rău. Știu, nicio vorbă despre frișcă, savarin și baclavate. Șerbane, vino să te plimb cu noi cu vaporașul. Eu? Hai, nu te mai codia atâta, vino încoace. Măriuca, prietena noastră. Șerban. Măriuca, Șerban este cel mai mare ceasornicar din tot sud-estul Europei. Știi ceasornicul meu care mergea numai când îl scăpam pe jos? L-a reparat Șerban? Cronometru, vai ce bine! De când caut eu un ceasornicar de încredere?
Unde lucrezi, tovarășii Șerban? La Arta Cof... La Arta ceasornicarilor. O cooperativă nouă. Unde e? Pe ce stradă? Vreau să-ți aduc la reparat un ceas de mare trecere. A, nu. La cooperativă nouă. Să vedeți, e greu. Suntem supraaglomerați. Mai bine dați-l tincuții și aranjez-o. Ioana, într-o zi să-l rugăm pe Șerban să vină la noi acasă și să ne repare pendula de pe sală. Strașnic. Cea mai mare plăcere a lui Șerban e să repare pendulele. Nu e așa, Șerban? A, dumnealui e Radu State, un prieten. Eu însă sunt cofetar. Dintre noi e în fruntea noastră. Sunt fericită, fericită, fericită. O mare carieră ți se deschide. O mare carieră. Ascultă, iubitule. Nu te supăra, dar acum am treabă, iubito. Da? Pardon. Ioana! Dinule, după cum vezi, eu am făcut primul pas. Deși tincuța nu mă credea în stare. Ioana, iartă-mă, dar... Ce cu astea? M-a trimis de la serviciu comercial. Zice că sunt rebutul dumneavoastră. Ca să le luați acasă dacă tot vi s-au imputat. Sigur. Râzi. Sunt ridicol, așa? Poftim, fii mândră. Ai contribuit din plin cu rapoartele tale, cu protestele tale. Alta ar fi fost soarta rochilor ăstora dacă ar fi ajuns în expoziție. Dar tu cu încăpățânarea ta... Eu încăpățânată? Asta-i culmea. Da, tu. Și rezultatul? Poftim. Nu mai sunt șef al biroului. Asta e soarta oamenilor care vor să spargă tiparele. Cum? Cu asta ai vrut tu să spargi tiparele? Da. Atunci, într-adevăr, ori ești un neînțeles... Orice. Ori un înfumurat. Cu? O să mai ții mult, așa? Oare, și sunt 30 de rochi, nu pot să le aduc toate deodată, că să mă totolesc. Ar fi și păcat. Sunt așa de frumoase. Să știi că sunt frumoase. Și asta nu o spun numai eu. O spun persoane pricepute, cu experiență. Dar care îi apreciază tare puțin pe oamenii care ar trebui să le poarte dacă le doresc o asemenea îmbrăcăminte. Cum? Ce mai e și asta? În sfârșit, nu vreau să mă mai enervez. Începând de mâine, sunt în concediu. Acum plec la Predeal și de acolo peste o săptămână, în Moldova, la familie. Vreau să scap de atmosfera asta imposibilă care mi-ați creat-o. O să vrei să-mi scrii? Poftim. Dârlău, strada mare 33, familia Olimpia Măgureanu. E mătușa mea. Îmi pare bine.
Ioana, iartă-mă, dar pierd trenul. La revedere. Ce lecție ai merita. Fii bun. Tovarășul Dinu a plecat la gară și te-a rugat să-i faci un serviciu. Ce anume? Să trimiți toate rochile la adresa asta. Te rog, nu uita. Expeditor Dinu Măgureanu. Și fulger! Ei, aia stai bună. În casa mea să n-am voie să vorbesc. Să-mi pun la cată, la gură. Dar n-ai dreptate, Olimpiu. Păi cui a fost adresate pachetele astea? Olimpiu Măgureanu? Nu, familie Măgureanu. Păi, va să zică, cine hotărăște împărțirea ta? Drept așa, Pica, tot e drept așa, Pica, tot e drept așa, Pica, tot e drept așa, Pica. O spus cineva aici ca să-l așteptăm pe Dinu, ca să hotărască el personal împărțirea darurilor. Frumos ne-ar mai ședea. Ori, băiatul ăsta vine în sânul familiei lui Dragi după ce? După o muncă titanică, fiindcă poate dumneavoastră nu știți, dar tot târgu vorbește și în special Hulubei, care se duce mereu pe la București. Dinu Măgureanu, nepotul, vărul, cumnatul nostru, într-un cuvânt, Dinu este azi cel mai de vază pictor din țară. Ai asta așa-i, Catinca, soția lui Holubei. Știe precis că Dinu al nostru și profesor la Belearte și ea și la vârsta lui nu s-o mai pomeni, zice, de la Rafael încoașe. Ai văzut, Olimpio? Și tu care trageai băietul de urechi în smângălea caietului de la tutunjerie. Ia, lasă-mă. Or, acum când vine acasă după 4 ani, dar ce? În loc să se odihnească, să-l punem la împărțirea darurilor? Jos. Să-l punem la munci, cum se zice... organizatorice. Să fim delicați, soro. Uite, eu chiar renunț la partea mea. Dacă Dinu îl numește pe Griguța mea la aprozar. Fiindcă, să zicem, că banii cheltuiți pe aceste rochii, care întâi se vede că așa o fi mod acum la București. Banii, zic, nu contează la ceea ce câștigă Dinu. Dar cât trebuie să fie alergat bietul băiat până să le găsească pe toate la fel? Ceea ce, după mine, este cea mai delicată parte a atențiunii. Ori față de această delicatețe sufletească, noi cum răspundem? Propun să împărțim frumos cadourile pe toate ramurile femenine ale familiei noastre. Ca soții, văduve sau persoane nemăritate. Pentru fetițele sub 10 ani, socotim rochie la 2. Iar duminică, la sosirea donatorului, să-i facem la gară o primire așa cum se cuvine. Da. Este? Este. 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 Bună ziua. Peste 10 zile. Am la dumneavoastră un ceas brățar. Știu. Cronograful acela cromat. L-ați reparat tot așa de bine și pe ăsta? Fiindcă știți, el unui prieten. Garantăm. Mulțumesc. Vă rog, ce avea ceasul? Știți? Poate că mă întreabă. Avea arcul rupt. I-am pus altar și am înlocuit fusul și spirala. Mulțumesc. A dumneavoastră e cartea? A, da. Mulțumesc. Sunteți inginer? Nu, tocmai. Eu sunt. S-a făcut. Tincuța, știi că am adus și ceasul Măriuchii. Garantăm. Avea arcul rupt
i-am pus alt arc și am înlocuit fusul și spirala. Dar ce-i cu tine, Șerbane? De ce stai așa? Nu, nimic. Așa stau eu când aștept. Hai! L-ai reparat bine? Garantăm! Măriuca o să se bucure foarte mult. Știi că ți-am adus și cartea înapoi. Poți să mai iau una? Sigur. Ce carte era, ți-a plăcut? Da. E distractivă. Uite asta. Poți să iau? Sigur. Ia ce carte vrei tu. Bine, mulțumesc. Atunci eu dau o raită până acasă și ne întâlnim direct la teatru. Șerbane! Da. Ia vino. Protira, lângă Iacovate. Acum, Adlăițo, tu treci lângă Nașa Agripina. Și nenea Iancu cu tante Coca, lângă te. Ce-o fi aici, domnule? Trebuie să fie expoziția aia, evoluția omului. La semnul meu, voi două veniți în față și-i dați lui nenea Dinu buchetele de flori. Ați înțeles? Atenție! Vine! Adivie! Lasă-mă să o luăm pace! Niște plășinte cu carne. Numai eu știu ce-am pus în ea. Ienule, că să nu ne spui tu nimica? E, dar din al nostru e o mare, domnule. Face cinste familie. Exagerați. Lasă, lasă, că știm noi cum e cu Rafael. Rafael? Nu înțeleg nimic. E, așa a fost el de mic. Modest. Ia nu mai zâmbăciți, băiatul. Ia, domnule, o ciculiță de prune cu moșul tău. Moș Mandela, o clipă, vin imediat. Thank you.
rochița de la nenea Din? Să beau ceva. O litruță și un borviz, e bine? E bine. O litruță și un borviz! Vitriuri ardei, o friptură și o salată la șepte. Cel cu rochiile. Cum le găsești? Eu le-am făcut. Trebuia să bați mai mult albușul. Ia te uită, maestru cofetar. Da, cum? De când te pricep tu la prăjituri? Eu? Nu, dar mama. Mama așa spunea. Niciodată albușul nu e destul de bine bătut. Șerbanu. Da. Te super dacă te rog ceva. Mai se poate. Dar despre ce e vorba? E vorba de un fleac. Adică pentru tine e un fleac. Să ne repar pendula de pe sal. Când? Acum. Acum? Bine, dar n-am scule, n-am clește, n-am ce-mi trebuie. Nu-i nimic. Poftim o șurupeliță. Desfac să vezi măcar ce are. De desfăcutul desfac eu, dacă cum nu mai pun la loc. Fără scule. Hai, Șermane, nu mai face pe model. Ăsta e. Oh. N-ai vrea să-l lăsăm pe mâine? Să viu cu un ucenic. Că ia uite ce mare e. Hai, Șerbane, că stau și eu cu tine și știu de urât. Nu, singur. Eu când lucrez, îmi place să lucrez singur.
atunci mă duc la Ioan. Acum ce-o fi, să fie. Câte ai? A patra. Și Dinu nu ți-a răspuns încă? Nu. Eu în locul tău nici n-aș mai pune tocul pe hârtie. Crezi că n-am dreptate? Nu. Eu sunt vinovată față de el. Tu? E, asta e bună. Da. Nu m-am ocupat prea mult de viața lui. E un om cu atâtea calități. Dacă l-aș fi cunoscut mai bine, poate că l-aș fi putut ajuta. Și trebuie să-l ajut. Tincuța, am găsit desenul. Care desen? Modelul de rochie pe care l-a desenat Dinu la restaurant. Mă duc cu el la Victoria și încerc ca Dinu să participe cu el la expoziție. Strașnică idee. Și unde-i desenul? La tine. La mine? Sigur, l-ai pus într-o carte, mi-amintesc perfect. L-am desfăcut. Poate să fie. Și pianul ăsta. Bună ziua. Bună ziua. Aș mai avea o pendulă. Tovarășe, ne-ați adus până acum la reparat 10 ceasornice. Nu vă bănuim de lucruri necinstite, dar vă rugăm, nu mai veniți pe la noi. E mai sănătos. Vă rugăm! Thank you.
aici e. Uite că nu mai e. Hai înăuntru. Tovarășe, tovarășe, unde este modelul din vitrină, corsaj de cremă de vanilie și fustă de zaharas? Ce să fie? Totul de seară. Asta, rochia de ciocolată. Rochia de seară din vitrină, omule. Cum? Dumneata, nu înțelegi? Tortul de ciocolată din vitrină. Ah, tortul. S-a consumat. S-a consumat? Tot? Tot. Nu se poate. Ultima porție am servit-o tovarășului de lângă fereastră. Stai, un moment. Prea târziu, l-a înghițit. Iar ea, o atrăvit? Aoleu! Cine a făcut tortul? Nu știu cine l-a făcut. Noi suntem aprovizionați de laboratorul numărul 5, Arta Cofetarilor. Strada? Cobălcescu 44, da, de ce? Hai! Ce s-a întâmplat? Nu știu. Dar ce s-a întâmplat? Alo, Arta Cofetarilor? Tovarășe Tițoiu, să fiți atenți, vin acum la voi două nebune. Apă! Apă! Salvarea! Nu lăsați omul așa, fără! Vasile! Asta sunt, să fim cu tact. Aude, tovarășe, dumneavoastră lucrați pe Dinguța. Acum lasă-mă pe mine. Tovarășe, noi căutăm un model de rochie. Rochia de seară cu motiv românesc. A, rochia? Da. Așteptați puțin. Am telefonat să vină mașina și vă duce imediat la atelierul central. Bine, dar nouă ni s-a spus că dumneavoastră l-ați făcut. Să vedeți... sucursala noastră de croitorie e acolo, la central. Ce croitorie, tovarășe? Noi căutăm desenul. Modelul de rochie. Da, acolo e. Adică tortul. Tortul? Tot acolo e. Tovarășe, dumneata deraiezi. Da, noi deraiem. Noi deraiem. De ce se petrece aici? Șerbane! Nu vezi? Cum? Tu ești și cofetar? Sunt numai cofetar. Nu e adevărat! Ba da. Nu ești numai cofetar. Mai ești și mincinos. Ce credeai că par mai frumos ca acea sornicar? Nu, dar... Ce dar? De unde ai luat modelul de pe tor? După un desen pe care l-am găsit într-o carte a Tincuții. Mi-a plăcut? Eu îl pusesem acolo. Tu? Mulțumesc. Nu mulțumi că nu era pentru tine. Și unde modelul mai ai? Da, era bine. Atunci ce mai stai? Adă-l încoace imediat. Da. Îmi pare bine că l-ați găsit. Mai bine vezi-ți de sucursala dumitale. Lasă că mai vorbim noi. Ceasornicarule. Începem prezentarea costumelor de plajă cu un model pentru copiii de 2 ani. Pentru pescuitul în zori de zi, vă recomandăm acest costum marin din tricou. Un
ansamblu de plaje compus din costum de baie, fustă amplă și eșarfă. Ia uite-te cum care e rochea la spate. Bine, bine. Îmi pare rău că nu-i și din București. Am o emoție cum n-am avut în viața mea. Da? Ioana, atunci mai ia o prăjitură să-ți treacă emoția. Modelele de după masă. Pregătiți-vă să intrați în scenă. N-am curaj să apar în fața publicului. Tincuța, atunci ia o prăjitură să-ți vie curajul. La cabana, în serile răcoroase, tinerii turiști se vor simți bine în acest călduros training. Urmează prezentarea modelelor de după masă. Un ansamblu elegant. Imprimeul și croiala sunt de inspirație chinezească. Rochie de după masă din organza, concepută în stilul epocii romantice. Pentru concert, un costum elegant din taftă neagră în dungi pastelate. A început? Când ai venit, dinule? Astă seară. Mai aveam câteva zile de concediu, dar nu m-a răbdat inima să stau. Cum merge, tovarășe director? Auzi. Îmi pare rău că n-am prezentat și eu ceva. De. Hai, nu te duci în sală? Ba da. Rochie de după masă din saten, în două nuanțe. Tovarășa Tincuța, în scenă. Da, da. Rochie din mătase broșată, roșu cu negru. Umbreluța din același material. Ce rău e să faci o meserie care nu e a ta. Mi-a fost mai greu ca la un proiect de motor. Mie îmi spui? Așa e, ceasornicarule. Tincuța, te rog să nu mai vorbim de ceasornicărie, că mi se moaie picioarele. Nu credeam să scap așa de ușor. Oh, pardon. Nu vă deranjați.
iubitule, să te fericit! Sunt fericită, fericită, fericită! Dinule! Ioana, iartă-mă! Iartă-mă și-ți mulțumesc! Spune-ți, place cum a ieșit modelul tău? Și vouă vă mulțumesc! Ați văzut ce succes? 3-0! Mulțumiți-i lui Perfuica! Ce frumoasă ești! Și țesătura asta parcă e un vis. Cum ați găsit-o? Eu am țesut-o. Asta e Dinu?